evenimente, dar să ne ocupăm pe funcționarea noastră. La municipiul Lugoș ne situăm, avem candidat, e colegul nostru președintele Ambruș, care am văzut că a început o campanie destul de agresivă cu domnul primar Boldea. Sigur că șansa primarului în funcție este dată deja de lege și asta este. Boldea este o persoană importantă, e un primar care a făcut ceva, dar noi spunem că nu e de nebătut. Până la iunie, anul viitor, în mai iunie, mai se întâmplă multe. Avem pe Ambruș candidat și l-am rugat să-și înceapă strategia de Lugoș. Ce am hotărât noi, fiecare localitate va avea strategia ei. Este logic să fie așa, pentru că în fiecare localitate avem o altă situație. La Lugoș nu vreau să fiu nici foarte optimist. Există șanse, suntem undeva în categoria a doua. Dacă aș fi foarte pesimist, aș spune că suntem în a treia fără șanse. Avem șanse, dar țin foarte mult și de ce se va întâmpla până în mai anul viitor în context național. Ați văzut câte lucruri s-au întâmplat la alegerile președintelui Iohannis și noi mizăm pe faptul că oamenii mai doresc și schimbări, mai doresc și lucruri noi, să zicem. Da, și eu cred în șansele candidatului nostru. Avem o organizație foarte puternică la Lugoș. Lugojul este un oraș cu o populație foarte emancipată, cu o populație care are inclusiv un segment substanțial, impresionant, aș folosi acest termen, de oameni cu aplecare specială înspre cultură. Noi cred că putem rezona bine cu lugojenii. Candidatul nostru cred că poate face lucrul acesta și, evident, într-o bătălie electorală care nu are cum să fie ușoară, cred însă că Ioan Ambruș are șanse să câștige și, evident, că noi îi oferim toată susținerea. Altceva dacă mai aveți? Dacă nu mai aveți pe zona politică, dar nu mai aveți niciodată. Nu, nu. Suntem la dispoziția. Da. Domnul Popa, de ce spuneați că ați spus la început că PSD începe să se miște în acest nou PSD începe să se miște în sondaje? Detaliați puțin. De ce am spus? Pentru că după Liviu Dragnea ați văzut că a stabilit o altă ordine în PSD. Prima mutare, în momentul în care ai reușit să-l scoți din ecuație pe Iliescu, care deja a ajuns în ziare cu inamic, luăm medalii înapoi, mineriadă, deja se schimbă puțin și va reuși, dacă merge în ritmul ăsta și își rezolve toate problemele, să zicem, să ne creeze probleme. Deci e un alt PSD, e tot PSD, cu altă pălărie, dar e un alt suflu. Liviu Dragnea este mai periculos la conducerea PSD-ului decât era Ponta. Fiindcă este un organizator, știe meserie, știe ce are de făcut, vorbește pe limba primarilor, pe limba președintelor Consiliului Județene, știe să vedească o campanie. Omul e un expert în problema asta. Ați văzut că deja lucrează la bani pentru primari, și bănesc pentru primarii PSD pe anul viitor. Vorbeau de aproape 12 miliarde de lei, să nu spun o cifră greșită, am citit azi dimineață, vor să acorde primărilor ca ajutor, ceea ce mi se pare, am mai văzut filmul ăsta. Înainte de campanie, primările care primesc sume frumoase. Nu numai ale lor, primesc și cele ale celor pe care vor să-i transfere. Așa s-a întâmplat mereu. Și spun că vom avea mai mult de furcă decât credeam noi cu PSD-ul. Adică mesajul trebuie înțeles corect. Tot noi câștigăm, însă într-o luptă mai grea decât ne așteptam la un moment dat. Ca politician, niciodată nu mergi la pierdere. Și întrebarea colegului Dorescu este clară. Noi la Lugoș vrem să câștigăm, dar nu suntem orbi și nici orbeți. Încercăm să ne facem, maximizăm orice șansă. Bătălia cu PSD-ul este, a fost și va fi grea întotdeauna. Nu e o problemă. Sunt luptători, știu ce au de făcut. Noi suntem un partid puternic, stăm bine, suntem mai bine ca în sondaje.
E adevărat că organizează a doua oară în ultimii 4 ani alegerile și asta e un semnal și va trebui să fim mult, mult mai atenți și să ne organizăm mai bine. Aici e problema noastră. Credeți că PSD-ul are un contracandidat la anul viitor, domnul La mine? Da. Eu am spus-o în repetate rânduri, nu mă preocupă ce candidat o să aibă PSD-ul sau ce candidat o să aibă altcineva sau ce candidat independent o să apară. Eu sunt concentrat doar pe realizări și mă prezint în fața timișorenilor cu realizări și mă prezint așa cum sunt eu însumi și cu doctrina liberală alături de mine și cu Partidul Național Liberal Timiș alături de mine. Dacă cetățenii Timișoarei vor dori așa ceva, mă vor vota, dacă doresc alte lucruri, alte personaje, sigur, vor avea votul dat în altă parte. Eu nu mă schimb pentru nimeni și pentru nimic în lume și nu mi-a fost frică, nu mi-e și nu va fi niciodată frică de nimeni. Îi respect pe cei cu care sunt în competiție, dar a-i respecta nu înseamnă a mirosi în a le da replici, în a vorbi despre ei. Am remarcat, apropo de ce spunea domnul președinte Dan Popa mai devreme, de campanie, că PSD-ul a pornit campania. Este evident că a pornit-o și se anunță așa o campanie de o agresivitate cum eu nu știu să mai fi avut vreodată. Cel puțin n-am pomenit cu atâta vreme înainte, sunt 7 luni încă în față până la alegeri, așa o ofensivă de prost gust aș califica-o. Dar nu-i nimic, că asta până la urmă cred că va avea efect de bumerang, pentru că timișorenii sunt oameni educați, oameni cu mult bun simț și oameni corecți, care știu să aprecieze faptele și știu cât preț să pună pe vorbe. La PSD, apropo și de ce s-a spus mai devreme, se folosește aproape întotdeauna timpul viitor. Vom da bani, vom face asta, vom face cealaltă. Rar îi auzi pe cei de la PSD vorbind la timpul trecut și spunând concret ce au făcut ei. Nu ce au vrut să facă cu explicații referente de ce au eșuat, ci ce au făcut, efectiv. Pentru că întotdeauna când faci ceva, ți-e greu. Nu cred că există nimeni care să fi făcut ceva și să fi fost ușor atunci când a făcut. Și în sectorul privat, și în diverse funcții publice. Da, oamenii se împart în categorii. Unii care, în pofida dificultăților pe care le întâlnesc, fac, lasă ceva făcut în urma lor, vizibil de către oricine, ceva ce poate fi apreciat de către oricine. Și alții care găsesc explicații de ce n-au putut face ceea ce ei de fapt și-ar fi dorit să facă. Și firul, mai este și o altă categorie, că nu vreau să nuanțăm foarte mult aici, a celor care nici măcar efortul acesta nu-l fac să găsească explicații pentru nerealizările lor și pur și simplu merg înainte cu tupeu ca și cum nu ar avea în cârcă tot acel set de neîmpliniri. Eu întotdeauna și înainte de a intra în politică, din posturile pe care am avut în mediul academic, mai ales în funcția de rector, am avut realizări. Cu realizările am ieșit în față, pentru asta m-a apreciat lumea și în Politehnică și am fost ales rector a doua oară la vot secret, în cabină de vot, cu unanimitate. Pentru asta m-a ales lumea în 2012 primar. Să nu uităm că am avut sensibil mai multe voturi decât a avut USR-ul, prin urmare am fost locomotivă pentru USR-ul de atunci și nici de cum o remorcă a USR-ului, cum au încercat unii să prezinte lucrurile, mai ales după ce USR-ul, din fericire, s-a destrămat. Da?
Și dacă lumea m-a votat, asta s-a datorat faptului că erau vizibile și pentru cetățenii care n-au legătură cu Politehnica, realizări ale mele din postura de rector, oricine poate vedea biblioteca de pe Pârban, oricine poate vedea baza sportivă de pe Traian Lalescu, parcul alăturat, oricine poate vedea baza sportivă 2 cu tot ce e acolo, bazin de not olimp, în aer liber, bazin de not acoperit, hală cu 3 terenuri, 5 terenuri în aer liber. Nu mai vorbesc despre toate celelalte institute de cercetări, spații universitare, care se văd din stradă. Ce este în interior, alea nu le mai vede omul de pe stradă, dar sunt mulți studenți care mai povestesc pe acasă ce laboratoare au ei și 314. E numărul laboratoarelor pe care eu am echipat la cele mai înalte standarde mondiale când am fost rector. Pe așa ceva mă bazez și ca primar. Vin în fața oamenilor și spun concret ce am făcut. Nu dau explicații pentru ce n-am făcut. Dau, arăt câte insistențe, câte diligențe am depus eu, pe lângă guvern, să facă ceea ce ar fi trebuit să facă guvernul. Și n-avea cum să fac eu. Nu? Când e vorba de centură, când e vorba de... Pentru că nu există lucruri pe care nu le-am făcut din ceea ce țin de mandatul meu. Lumea tot nu vrea să înțeleagă, nici după 3 ani în care am explicat de nenumărate ori, că centura de sud, centura de vest, nord-vest, cum vrem să-i spunem, că stadionul, bazinul olimpic, sala polivalentă de 15.000 de locuri, acestea nu pot fi făcute de primărie. Acestea sunt obiective care sunt în sarcina guvernului, spitalul regional. Toate acestea sunt obiective în sarcina guvernului, la care eu m-am angajat să fac toate diligențele pentru ca ele să se materializeze. Lucrurile care țin de prerogativele mele ca primar, de posibilitățile de a face ale primăriei, și când spun primărie am în vedere și executivul și Consiliul Local al primăriei, mă exprim așa mai generic, aici eu cred că toată lumea vede câte s-au făcut și toată lumea poate pe de o parte să aprecieze aceste realizări în sine, pe de altă parte se poate uita în urmă să facă o comparație. Ce s-a realizat în acești 3, sigur vor fi 4 peste 7 luni, peste 8 luni mai bine zis, vor fi 4 ani de mandat și ce s-a realizat cu aceiași bani locali, că nu vorbesc despre altceva, înainte. Iar când e vorba de proiectele europene, păi foarte ciudat este și pentru mine... Rămâne o explicație clară, dar pe care nu vreau să o formulez public. Cum de s-a creat sau s-a încercat să se creeze acea imagine că Timișoara riscă să piardă nu știu ce fonduri și câte fonduri? Riscă să piardă pe proiectele europene când Timișoara gestionează 35 din 35 de proiecte, 35 din 35, nici unul nu este abandonat și toate sunt cu șanse de finalizare integrală cu succes, ar putea fi la unele și succes parțial, din diverse motive, nu? Iar alții care au avut foarte puține proiecte și n-au făcut niciun din acele puține proiecte, sunt absolut lăsați în pace, nimeni nu are nici cea mai vagă preocupare. Vorbesc de principii, nu de oameni, niciodată de aceea nici nu dau niciun nume, pentru că eu nu mă refer la persoane, ci mă refer la lucruri de principiu, la fondul problemei. E corect să se creeze orașului care poate în final va avea cea mai mare performanță în absorbția de fonduri europene. Cu certitudine va fi pe podul, acolo, da? O imagine atât de departe de realitate cum s-a creat Timișoara la un moment dat. Lucrurile acestea se întâmplă numai așa ca să se întâmple. Nu e așa. Blocurilor, merge înainte. S-au recepționat deja niște blocuri, se mai recepționează și chiar astăzi au mai fost prevăzute. Merge înainte și acest proiect. Nu știu dacă se va putea finaliza în integralitatea sa, cu reabilitarea, cu succes în termen a tuturor blocurilor, am spus lucrul acesta în repetate rânduri, pentru că, din păcate, au intervenit tot felul de complicații care nu țin de ce a vrut primăria. Primăria depune toate eforturile, le-a depus, primăria face ceea ce este obligația sa numărul 1. Plătește cu o promptitudine
pe care nu cred că mai putem găsi în România nici unde, orice lucrare făcută și documentată corespunzător în strict acord cu cerințele legii. Asta trebuie să facă primăria. Eu, ca ordonator de credite principal, asigur cash flow și l-am asigurat la nivel de impecabil, pot spune, pentru oricine. Nu o să găsiți parteneri ai primăriei municipiului Timișoara care să spună că n-au putut să avanseze lucrările din cauza că n-au primit banii la timp de la primărie pentru ceea ce deja făcuseră, pentru o fază deja bifată. Ei, mai departe, unele lucruri sunt sub controlul tău ca primar, sunt sub controlul primăriei ca instituție, altele nu mai sunt într-o astfel de experiență, într-o astfel de situație. De urmare, eu ce vă pot spune este că se lucrează la blocuri, că încă sunt premize ca toate blocurile să poată fi anvelopate și cu toate lucrările prevăzute în proiecte, făcute până la sfârșitul anului, dar nu pot exclude și situația în care la unele dintre blocuri, datorită a tot felul de explicații, multe de natură tehnică, foarte obiective, că după decopertări acolo s-a existat ceva decât era în proiecte, nu pot exclude ca în unele situații să nu se finalizeze toate lucrările până la sfârșitul acestui an. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă o absorție parțială. Înseamnă că dintr-un proiect, numai puțin, ca să terminăm, că dacă abordăm subiectele și nu le clarificăm, nu înțelege lumea despre ce e vorba. Poate înseamnă concret la un bloc să se facă doar 80% din lucrări, dar tu se primești 80% din bani. Asta poate să însemne. Se încadrează blocurile pe care ați văzut dumneavoastră în categoria celor cu probleme. V-am explicat că la unele sunt probleme, nu toate, dar în calea șapului sunt blocuri aproape gata. O să vedeți, nu încerc să vi le spun eu după parteneri, sunt blocuri aproape gata. Deci, vom avansa și cu blocurile într-un ritm bun, dar, încă o dată spun, nu exclud și situații în care la anumite blocuri să nu se poată deconta pe fonduri europene toate cheltuielile. Și atunci se suportă de la bugetul local o cotă parte. Dar ce se întâmplă? Că nu vă preocupă pe nici una și pe nici unul. Ce se întâmplă acolo unde au fost 3 proiecte și niciun proiect nu a fost asumat? Nimeni nu are nicio frământare. Niciodată nu ați scris nimic și nu v-a preocupat deloc. Nu vi s-ar părea suspect lucrul acesta să fiți în locul meu? Nu vi s-ar părea suspect? Adică discutăm tot ipoteze. Hai să așteptăm până la 31 decembrie și la prima conferință de presă din anul 2016 să facem bilanțul și să facem un bilanț obiectiv. Cu toate instituțiile din județ să vedem ce a avut Timișoara și ce a materializat, ce au avut alții și ce au materializat. Ce să ne pierdem vremea tot discutând de ipoteze? Ce se întâmplă dacă drogul de sare ne va cădea în cap? Nu o să ne cadă drogul de sare în cap. Sunt ipoteze, hai să discutăm realități. Aveți niște date, câte blocuri sunt, câte sunt finalizate, câte sunt construcții? Când am venit să putea, a fost adusă discuția aici de domnișoara Loredana și foarte bine că a fost adusă. Nu e nicio problemă. Nu e adevărat, toate termenele au fost prelungite. Totul este, nu scrie pe panouri acum, dumneavoastră să credeți că realitățile sunt ca pe un panou de pe șantier. Există aprobări de prelungire, v-am spus de nenumărate ori, pentru toate proiectele europene. Termenul de finalizare este 31 decembrie 2015. Acesta e termenul, indiferent ce a scris inițial pe acele panouri de șantier. Nu mai luați în seamă ce scrie acolo, pentru că s-au revizuit toate termenele din diverse motive. Ar fi trebuit să se corecteze și acolo. Dar eu vă spun, nu vă lăsați dezinformați de ce scrie pe acele panouri, pentru că termenul final este 31 decembrie 2015. Vă rog să luați acest termen ca referință pentru toate proiectele. Cred că la întâlnirea care faceți voi marți, puteți
discuta subiectul ăsta mai aproape de... Ca să aveți o satisfacție, nu? Pentru că bănesc că există grafice, există lucruri care... Nu există grafice, că nu se pot respecta. Sunt atâtea lucruri neprevăzute. Astăzi am fost la inaugurarea OncoHelp-ului. O realizare excepțională. Oncogenului, da? Mersi de corecție. Am fost la inaugurarea Oncogenului. Cunosc toată istoria acestui proiect. De la bun început, pentru că sunt prieten cu profesor Virgil Păunescu, care a venit la mine, am făcut și schimb de idei, am oferit inclusiv teren pentru amplasarea lui, că la un moment dat nu exista teren, pe o platformă a Politehnicii împreună cu Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile, pe care îl ridicam la acea vreme și care este finalizat. Știu câte greutăți au avut acești oameni. Știu că, sigur, s-a ieșit din toate termenele care au fost pe parcurs. Dar nu contează asta, contează că Virgil Păunescu, Carmen Bunu și colectivul condus de ei a lăsat în urma lor ceva, o clădire frumoasă, funcțională, modernă, o dotare tehnică la cel mai înalt nivel mondial, în timp ce alții nu lasă. Atât contează. Restul sunt detalii de parcurs care n-au nici o relevanță. La fel e în cazul tuturor proiectelor. Înțelegeți, vă rog, și eu v-am invitat alături de mine, inclusiv pe șantier, unde vreți, că este cumplit de greu să faci ceva în practică. Este cumplit de greu. Dar unii fac, chiar greu fiind, iar alții nu fac. Și în final nu contează decât asta. Cu ce mergem în fața cetățenilor? Mergem să le prezentăm realizări sau mergem să le prezentăm explicații pentru nerealizări? Eu sunt omul care întotdeauna s-a dus să prezinte realizări. Slavă Domnului și vorba cântecului, profit de ce sau am că, cu ce. Una din ele. Eu atunci am anunțat că toți membrii PSD cu probleme în justiția, care au dosare pe lor, care au probleme, va încerca pe mine să se scape de ei. Am văzut. Aceea știți, vă face și PNL-ul, toți membrii care au probleme în justiția sau dosare pe lor, care... Depinde de faza problemei. Am spus că avem un statut care îl aplicăm, nu dăm înapoi de asta. Orice situație care apare în relația noastră cu colegii noștri se supune statutului. Avem un consiliu de arbitraj, nu există să nu respectăm statutul. Doar că nu avem probleme de genul lor. Înțeleg că dacă nu au sentință definitivă și Păi, până la judecarea cauzei, până la condamnare, așa e statutul, așa e regula și respectăm asta. Și statutul este o reflectare a prevederilor constituționale. Prezumția de nevinovăție trebuie să funcționeze. Întrebarea, sigur, are un târg, dar, în principiu... Am văzut, doar că eu știu că chiar președintele PSD-ului are o problemă la nivel național. Adică, dacă iese cu asta. Am vrut doar să fac o paranteză referitor la faptul că după 1 ianuarie, prima conferință de presă, va fi o conferință de bilanț. Pentru noi, mesajul sau campania de anul viitor se va baza pe două lucruri. Unu, ce s-a realizat în Timișoara, asta e cel mai important lucru pentru noi, și sigur că veți avea ocazia să fiți înaintea celor cu care vom lupta în campanie, fiindcă după cum decurg discuțiile, noi suntem deja antrenați la orice campanie. Și mi se pare foarte corect de treaba asta. Deci vom face, și cred că asta ar fi metoda, veți fi primii care veți ști la zi ce se întâmplă și mai departe vom suporta și lupta, bătălia politică. La nivel de județ e puțin mai simplu cu realizări sau nerealizări, pentru că aici e o altă poveste și vom aborda altfel problema noastră în campanie. Dar, fiindcă am profitat de ce spunea domnul președinte, cea mai frumoasă fază de după anul nou, vă vom invita la o discuție reală, unde cred că e momentul să vedeți ce s-a făcut. Sunteți foarte critici și mi se pare că e corect așa, fiindcă dacă nici voi nu sunteți critici, cine ne mai critică atunci? Și veți avea ocazia, da, veți avea ocazia să vedeți și ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. E bine să facem și campanie pozitivă. Asta am făcut noi, nu ce o să vrem noi să facem în 2020. Pentru că, sigur că electoratul așteaptă și acum participăm de atâția ani la campanie, e complicat, deja nici
Cel mai simplu votant nu mai crede toate nebunile care se aruncă pe piața votării. În momentul în care toată lumea începe și promite, câștigă cei care au și făcut ceva. Și de fapt asta este ceea ce noi vrem să folosim. Noi, primarii noștri care au fost în opoziție, și trebuie să rețineți asta, că aceste probleme de gen centură, gen cătare, sunt și datorită faptului că suntem în opoziție. Asta e situația. Suntem avem 34 de primari în opoziție care totuși au realizat și vor ieși câștigători. Avem primarul Timișoarei în opoziție, care acum deja am introdus această doză de încercăm să umbrăm la credibilitate. Ce ar fi dacă nu o să se întâmple? O să vedem că la 1 ianuarie, în perioada aceea, la început, o să facem un bilanț al realizărilor reale. Și atunci, sigur că pentru noi va fi un început de campanie. Acolo vor fi lucruri incontestabile. De rigoare asta. Cifre, ok. Asta nu. Cred că nu ne dă și nouă obiectul. Da, tocmai asta am spus. Vorbim despre etapele de parcurs. Tocmai asta am spus. Noi ne antrenăm alături de... Nimeni nu vă ia dreptul acesta. Nimeni nu vă reproșează că întrebați asta. Eu ce-mi doresc este să nu zăbovim exagerat în discuții pe ipoteze negative. Dacă vreți, mie nu mi se potrivește structural. Eu sunt un om cu gândire pozitivă. Eu și... ca locuitor din Calea, da? Pot să am un doare reală. Privim proiectul de extindere din Dumbrăvița, având în vedere că Dumbrăvița, da? Nu s-a apucat nici acum și mai sunt 2 luni jumate să-și extindă partea la 4 benzi până în sensul giratorului. Nu sunteți informat corect. Proiectul Dumbrăvița este aproape gata, va fi cât de curând finalizat și oficial, da? Pentru că nu este prevăzut în proiect să se extindă la 4 benzi drumul care este pe teritoriul comunei Dumbrăvița. Ce pe municipiul Timișoara este extins la 4 benzi, dar oricum este ceva conex proiectului de extindere a liniei de troleibuz până la ieșirea din comuna Dumbrăvița. Comuna Dumbrăvița nu a dorit să aibă un drum cu 4 benzi. Prin urmare, nu e nici o problemă. E unul din proiectele super în grafic. Ok, dar iată, știți că de cel puțin în ultimele 2 săptămâni acolo nu se mai lucrează deloc. Au fost întrerupte lucrările, okay. Pentru că, de exemplu, noi nu avem rezolvată problema cu gardul de la poliția de frontieră. Și s-a stat o vreme în așteptare și... Nu mai intrăm în detalii tehnice, că nu mai prezintă interes. Lucrurile vor merge spre finalizare cu puținul de tot care a mai rămas de făcut. Asupra și sensul girator este aproape făcut. E chestie de o săptămână de lucru, nu mai mult acolo. Dar pe raza comunei Dumbrăvița nu s-a vrut extinderea la 4 benzi. Dacă Dumbrăvița ar fi fost parte a metropolei Timișoara, nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Metropola Timișoara ar fi avut un drum cu 4 benzi până la ieșirea din arealul său, al metropolei. A fost o abordare greșită a administrației publice din Dumbrăvița de a păstra drumul la 2 benzi. Asta este aprecierea mea. Dar sigur, am participat inclusiv la o replică dată domnului Ostapiciu, era președinte de CJ, domnului fost primar la Dumbrăvița, privind centura. La o conferință de presă la Constituția Județean, când domnul primar se băita de trafic, iar domnul Stafciuc i-a spus, când eu ți-am zis să faci centura acolo, ai zis că dai locul la casă. Iar exact aceeași problemă. Deci ai făcut casă pe loc unde trebuia să treacă o centură la mână. Da, sunt astfel de probleme, vedeți, dar proiectul vă asigur să nu vă neniștiți, de dumneavoastră să vă puneți întrebări, evident, nimeni nu vă contestă acest drept, să nu mă înțelegeți greșit. Da? Proiectul se va finaliza foarte curând. Și dumneavoastră, și noi, insistăm doar pe anumite proiecte și așa mai departe. Nu, oricare îl discut cu dumneavoastră. Și pe altele, spre exemplu, nu le abordăm nici noi, nici dumneavoastră, să știm care se spază și așa mai departe. Eu abordez orice subiect doriți dumneavoastră. Eu vin cu o anumită agendă și sunt deschis la abordări pe loc, de orice subiecte, pentru că întâmplător, sigur, nu știu toate detaliile, dar întâmplător,
sunt conectat în suficientă măsură la toate proiectele încât să pot duce o discuție despre ele. Nu am în fiecare moment sume, nu am în fiecare moment diverse detalii ce țin inclusiv de execuția faptică. Altceva, vă rog. Domnul primar, în ultimele zile când ați fost plecat, au apărut niște discuții, s-au prins Bogdan Herzog, s-au mai prins PSD-ul, s-au prins PMP-ul, nu râdeți? Când aud nume din asta, aud Bogdan Herzog, deci, ce să vorbesc eu despre individul ăsta? Ce aș putea eu să vorbesc despre el? Ce aș putea PMP? Ce e ăsta? Partidul cât? 10 sau cine e ăsta? Nu știu, are 10 membri sau de ce îi zice M10 sau nu știu. De ce n-ați făcut dezbatere publică pentru inelul 1? Că vi s-a cerut de către mai multe asociații înainte de plen și purtătorul de cuvânt al primăriei nu poate să răspundă de o săptămână. Nu știe domnul diaconul, nu-i de găsit la telefon și dacă... Nu știu despre nicio solicitare de dezbatere publică. Știu că în timpul ședinței a venit un cetățean cu o hârtie și nu știu ce conținea, eu am transferat-o spre președintele, spre secretar. Era doamna Drăgoie, de fapt, viitoarea secretarului. Nu știu dacă acolo scria ceva pe tema aceasta sau nu, dar nu am fost înștiințat despre vreo solicitare de dezbatere publică. Nu neg că ar fi existat așa ceva, nu sunt în temă. Domnul primar, între timp ne-am manifestat la aeroportul Ciocan. Am înțeles că primăria este proprietar pe hârtie și pe 43 de hectare de teren ce se află acolo, dar nimeni n-a venit de la primărie, inclusiv juriștii, să intre efectiv în potere. Nu e așa, situația e mai complicată, nu vă pot explica eu, va trebui să, dacă doriți detalii, mijlocesc o discuție cu specialiștii din primărie, inclusiv cu juriștii. Situația este mai complicată, este o dispută acolo. Cei care se ocupă de aeroportul Cioc, așa, pe scurt spus, ar dori ca primăria să facă figurație acolo, da? Iar primul evident că nu dorește acest lucru, ci dorește să-i se recunoască cota de participațiune, așa cum ar fi corect. Domnul actual consilier al personal al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alexandru Chirilă, s-a ocupat de acest subiect când era consilier personal al primarului, al meu, și împreună cu aparatul de specialitate, sigur, a încercat să facă lumină, lucrurile sunt însă complicate și, după câte mi-aduc aminte, concluzia a fost că numai în instanță vom putea, în final, să ne clarificăm. Aveți o sentință definitivă și revocabilă prin care primăria a câștigat. Da, dar e o dispută, nu vreau să intrăm în detalii, că nu sunt pregătit, dar vă intermediez o discuție cu aparatul tehnic. E o dispută în privința clădirilor, terenurilor, undeva este ceva interpretabil. Și tocmai de la acel lucru interpretabil s-au creat cele două poziții. Cea a primăriei, care pretinde că are altă, a trebuit să aibă altă poziție în problema aeroportului Cioca, și cea a celorlalți care zic că trebuie să fie un fel de figuranți pe acolo. Și atunci cum există un nesau de reacție cu Asociația Comunică, Consiliul Județean? Pentru că, într-un exces de fair play, înțelegeți ghilimele la locul lor, așa s-a decis de către unii să se întâmple. Nu e regulă, dumneavoastră ați identificat o zonă unde probabil că sunt, așa cum ați scris, sunt interese nepublice, ca să mă exprim în acest fel. Nu cred că din preocupare pe interesul public se întâmplă acolo ce se întâmplă, ci suspectez, așa cum și dumneavoastră ați suspectat, că sunt alte interese și sper să intervină și instituțiile abilitate în a face anchete și clarificări din astfel de situații, să intervină și să facă lumină. Ba da, nu mai știu stadiul, da, încă o dată, vă intermediez un contact direct cu juriștii și cu cei din zona de patrimoniu. Vă rog, unde sunteți? Care este motivul pentru care a solicitat Polterul plata a 2 milioane de lei în avans
noiembrie. Cotermul are de plătit să aibă să o iau altfel. Atunci când s-a întrerupt furnizarea gazului și Timișoara a rămas fără căldură, fără apă caldă, eu am vorbit personal cu conducerea E.ON și am stabilit un anumit grafic de plată a restanțelor. Și am stabilit că o primă rată va fi de circa 4 milioane de lei și celelalte, nu mai știu exact, două, vorbesc în sume aproximative. Și pentru a se putea plăti angajamentele luate, angajamente ale mele, așa, ca obraz, pentru că instituțional eu n-am niciun angajament luat, da? Am decis să plătim Colternului acele sume pentru ca, la rândul Colternul să-și poată achita datoriile respectând graficul pe care l-am angajat, astfel încât, în final, timișorenii să aibă apă caldă și să aibă căldură. Deci totul e făcut pentru timișoreni. Dar știm cuantul datoriilor Colternului pe toți timișorii? Sigur că, dar am înțeles că a dat un comunicat conducerea Colternului. Nu, comunicat, nu, nicio declarație. Cel puțin om. Domnul Iescu de la Colternului da. Este foarte evaziv și se continuă cu ideea că eu pot să vă spun în principiu, știți foarte bine că eu nu am autoritate asupra societății comerciale Colterm, eu sunt reprezentantul cetățenilor și din această postură am intervenit și cu credibilitatea și ca persoană și ca primar am obținut din partea conducerii E.ON această eșalonare a datoriilor. Ce am mai făcut? Am pus umărul alături de conducerea Colterm, tot așa, cu credibilitatea pe care o am, pentru a se putea obține un credit bancar, astfel încât Colternul să-și poată plăti datoriile și către alți parteneri. Pentru că în lipsa unui credit bancar, Colternul nu poate face față. Colternul a ajuns de la o societate care avea datorii istorice uriașe și în plus crea datorii ea însăși în funcționarea curentă zi de zi, a ajuns să fie acum o societate care mai are o parte din datoriile istorice, dar acestea sunt însoțite de majorări, de penalități și nu mai produce datorii, deficite în funcționarea sa curentă. Acesta este un lucru extraordinar, că nu mai produce deficite, ci dimpotrivă este pe un ușor plus. E o mare performanță că s-a ajuns aici. Acum, vom lichida toate datoriile către E.ON în decurs de câteva luni. Am stabilit până la sfârșitul anului cum să plătim aceste datorii care erau stringente și desigur trebuie să nu cumulăm alte datorii. Este un efort foarte mare, dar îl facem. Să se înțeleagă, primăria n-are posibilitatea să dea bani Colternului peste valoarea subvenției, că s-ar considera ajutor de stat. Este interzis de regulile Uniunii Europene ca statul român sau instituții ale administrației publice locale să dea bani către societățile comerciale, fie ele și proprii, cum e cazul Colternului, că acționar unic este Consiliul Local. În această situație nu se poate face altceva decât ceea ce v-am spus că s-a și făcut. Trebuie luat un credit bancar, numai că la situația pe care o avea Colternul, nicio bancă n-a vrut să dea credit. Acum sunt discuțiile aproape finalizate pentru un credit, poate s-au și finalizat săptămâna aceasta cât eu am lipsit, nu știu. Sunt și probleme interne, trebuie să înțelegeți că unele sunt probleme interne. Domnule primar, factură, dar unele probleme sunt interne și dacă conducerea le consideră ca atare, nu poate fi penalizată decât dacă încalcă legea transparenței. Legea 544. Altminte, e dreptul conducerii, eu nu iau apărarea, sunt un personaj din afara Colternului, da? Să ne înțelegem. Dar dacă conducerea, care are niște responsabilități, consideră că anumite lucruri
nu sunt de făcut public, nu le face. Și asta trebuie să vă spun. Domnule primar, din moment ce considerați necesar să informați cetățenii despre orice bucată de drum pe care o faceți și despre orice realizare, dumneavoastră vi se pare just ca oamenii să nu știe că acea societate are datorii mari sau mici și să poată decide cunoștință de cauză. Vreau să mai fiu, să mai primesc servicii de la compania asta sau nu? Nu e corect ca cetățenii să poată alege liber, așa cum votează liber, așa cum aleg să stea la terasă în Piața Victoriei, să poată alege dacă să mai fie branșat sau nu la Colter? Ba da, conform legii, dar încă o dată, nu mi-adresați mie întrebări care nu sunt pentru mine. Eu nu sunt directorul Coltern, nici măcar acționar la Coltern, nici măcar membru al Consiliului Local, care el e acționarul unic. Înțelegeți că eu n-am prerogative la Coltern. Eu am ajutat Colternul din postura de primar ales de cetățenii Timișoarei. Dar eu nu sunt super managerul Colternului. Încă o dată, am forțat nota cât am putut prin ceea ce are ca prestanță primarul și, dincolo de ceea ce conferă funcția, prin ceea ce am eu însumi ca persoană, ca prestanță. Atât pot să fac. Nu pot să fac mai mult de atât, vă rog să înțelegeți. Noastră, mă întrebați pe mine diverse lucruri ca și cum eu aș fi un fel de super manager al companiei Coltern. Nu sunt așa ceva. Uitați-vă la lege. I-am cerut, de aceea am crezut că a și spus, i-am cerut să fie mai transparent, dar el nu e subordonatul primarului, înțelegeți asta? Nici domnul șef pentru? Nu e niciunul subordonatul primarului. Nu, dar de revocare acestui director, spre exemplu, dar constatați... Nu se poate revoca așa, este o lege, el a dat concurs, este pe post. Este pe post pentru un concurs, nu e chiar așa simplu. Credeți că e mai competent decât domnul Pampu? Că pe domnul Pampu atâta l-ați criticat, cât ați fost senator, în fiecare săptămână era tocat... Păi câtă vreme compania strângea datorii zi de zi din funcționarea sa curentă, n-avea motive să-l critic. Acum, cu noua conducere, de bine de rău s-a ajuns la situația în care nu se mai produc deficite în funcționarea curentă. E un mare progres față de ce a fost înainte. În plus, ar trebui să vă comunice asta conducerea. S-au plătit foarte multe datorii care erau din istorie. Nu alea, guvernul Pronta a compensat niște datorii care însemnau, de fapt, deficite create prin faptul că guvernul României nu a dat banii Colternului. Deci despre asta e vorba. Nu mai prezentați lucrurile ca și guvernul Ponta a făcut nu știu ce lucru mărinimos. Guvernul Ponta a făcut un lucru corect și l-am lăudat la acea vreme pentru asta și nu-mi retrag cuvintele, a făcut un lucru corect că a compensat acele deficite ale companiilor precum Coltern și altele din toată țara, că n-a fost ceva făcut special pentru Coltern, deficite create urmarea faptului că Guvernul României ca instituție, nu contează cine l-a condus într-o zi sau alta, nu a plătit subvențiile care erau angajate a fi plătite de Guvern. Deci despre asta a fost vorba. E un lucru corect făcut și l-am apreciat, dar nu este un gest acum de generozitate sau de mărinimie. Să prezentăm lucrurile corect. Nu, că nu i-am răspuns domnișoare Loredana, scuze, până la capăt, că zicea că se întreabă cetățenii. Deci, da, cetățenii se întreabă, răspunsul pe care eu îl dau este următorul. Să nu se deconecteze de la Coltern, pentru că se tot vorbește despre faptul că regulile Uniunii Europene vor obliga la un update al centralelor, nu pot fi ținute centrale în funcțiune care nu sunt la parametrii standardizați ai zilei, pe de-o parte, și pe de altă parte se vorbește la fel de mult și despre faptul că se vor introduce taxe de poluare, taxe de mediu, de afectarea mediului pentru cei ce au centrale proprii. Eu personal sunt și astăzi abonat Coltern și nu am de gând să mă debranșez de la Coltern. Mai este încă un aspect.
Cei care s-au debranșat nu pot pur și simplu să se debranșeze ca așa vor ei, că este o lege care reglementează lucrul acesta. Și trebuie avut în vedere și se întreabă ceilalți locatari. Oare este cinstit ca toți pereții în cazul unora sau mulți dintre pereți în cazul altora, chiar dacă nu toți, să fie încălziți de agentul termic pe care îl plătesc ceilalți locatari ai blocului? La casă e altceva. Face fiecare ce dorește, că nu l afectează pe celălalt. La un bloc însă lucrurile sunt puțin mai sensibile și trebuie avut în vedere toate aspectele. Normal că tu, dacă ești într-un apartament în care de jur împrejur ai abonați cortel, poți să ții caloriferele închise, poți să te debranșezi și pereții sunt încălziți pe banii celorlalți. Nu e chiar în regulă. Întrebarea mea este alta. Da. 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 E realizat de mult, v-am mai explicat asta. Socotiți, da? Dar cum trebuie înțeles? Deci dacă noi privim toate lucrurile simplist, atunci nu le înțelegem. Dacă n-aș fi intervenit în toate felurile, atâta cât pot eu să intervin, repet că nu sunt supermedice, prin hotărâri luate, prin tot ce am făcut, prin diligențe, inclusiv pe la guvern, că atunci când s-au obținut acele compensări, nu știu câți din țară au fost mai activi ca mine în relația cu guvernul pentru ca acele compensări să se facă, da? Dacă nu s-ar fi făcut toate intervențiile, inclusiv cele manageriale, reduceri de personal, și o să revin la reducerile de personal, atunci, la ora actuală, prețul la gigacalorie pe care timișorenii ar fi trebuit să-l plătească ar fi fost cu circa 30% mai mare decât cel care este. Prin faptul că n-am lăsat să se majoreze prețul, asta echivalează cu reducerea, pentru că eu am spus o condiționare. Ascultați logica lucrurilor. Eu am spus clar. Dar dacă nu ascultați logica lucrurilor, ne pierdem vremea. Eu am spus reducerea în condițiile păstrării constante a prețului la gaz, la energie, de doamna Otilia și amintește. Păi dar pe Prian scrie 5 cuvinte, că n-ai loc de explicații. Uitați-vă la emisiuni. Pe Prian sunt exprimări. Eu timișorenilor le-am explicat foarte clar atunci. Și le-am explicat în repetate rânduri pe parcurs, în condițiile păstrării constante a prețului la gaz, la energie electrică, la cărbune și la păcură. Acestea sunt ingredientele de preț. Păi dacă prin absurd s-ar fi mărit de 10 ori prețul la gaz, dar ce, eu pot fi Mafalda să fac o reducere? Haideți să fim oameni raționali. Da, dar de aceea am condiționat. De aceea am condiționat. Am spus în ipoteza păstrării constante. Pe un pliant sunt exprimări laconice, nu sunt explicații. Nu? Și știați că nu se păstrează prețul la gaz. Poftiți? Să renunțăm la subvenție? Păi n-am putea. Încă un lucru pe care l-am făcut, vă rog, cu Coltenul, dacă vreți să închidem subiectul. Cu Coltenul, situația este foarte complicată. Apropo de achitarea angajamentului electoral, prin faptul că n-a lăsat să crească prețul la cât ar fi crescut. Am mărit subvenția pentru asta, făcând diligențele, pentru ca la Agenția Națională de Reglementare în domeniu să se accepte un alt preț de producție, unul corect, pentru că nu aveam nici prețul acesta corect. Și atunci tu subvenția nu poți să o mărești pur și simplu, ci trebuie să te raportezi la cât este prețul de producție. Este un algoritm acolo. Ei, toate aceste intervenții au făcut ca timișorenii să plătească același preț în condițiile în care, repet, toate ingredientele s-au scumpit. Și dacă n-aș fi făcut toate intervențiile, atunci s-ar fi ajuns ca astăzi prețul să fie cu circa 30% mai mare decât a fost când am venit eu primar. Mai am o întrebare, domnule primar. Spuneți-vă, dar Coltenul a pierdut un proces cu drepturile energetice Coltenia pentru o plată
S-a făcut de către colegi din informațiile mele la primărie o solicitare de rambursare a cauțiunii plătite de Polter pentru sala de executare a acelei sume. Care e valoarea cauțiunii? Nu știu să vă spun, nu cunosc problema. Nu cunosc. Dar știa de ce se dăție? Nu. Nu știam. Eu am discutat mai global problemele cu Olten, nu punctual pe diversele angajamente pe care le au și obligații pe care le au. Ar fi 18 milioane de lei numai pe nu, dar primăria nu poate plăti în locul Coternului. Deci dacă la un moment dat primăria a girat cu anumită sumă, atunci sigur trebuie să achite de angajamente. Eu Coternul a plătit o cauțiune pentru a obține executarea și cerea unde la primărie la spusarea cauțiunii. Nu știu. Nu știu, nici nu știu dacă este legal să se plătească așa ceva. Mai degrabă cred că nu e legal. Cât de credit are Coltern? Nu știu, v-am mai spus, întrebați conducerea Coltern. Și cum să întrebăm? Spuneți-mi. Înscris pe 544. Dacă e informație publică, Colternul vă răspunde. Dacă consideră că nu e informație publică, nu vă răspunde eu, ca primar, nu pot da ordine conducerii Coltern. Înțelegeți? Asta e părerea dumneavoastră, că nu are habar. Eu v-am dat explicați. Vreau să scrieți ce vreți, că oricum tot paralel cu realitatea scrieți de multe ori, nu-i niciun... N-ar fi nimic nou. Cetățenii au auzit în direct acum și probabil din nou vreo 1000 și ceva cum stau lucrurile în realitate, nu e nicio problemă, că vreau să scrieți altceva. Dar n-am spus ce scriu și n-am făcut întrebarea mea, întrebarea mi se pare normal. Dacă asta e concluzia dumneavoastră, că eu nu știu ce se întâmplă în Coltern, e dreptul dumneavoastră să aveți, domnișoara, o seamă. Domnișoara, haideți că avem, eu am de lucru, poate dumneavoastră n-aveți. Da. Domnule primar, spuneați că ce așteaptă pe cei care au jetare, că trebuie să le schimbe, dar se vorbește foarte puțin de echivalarea prețului de producție a gigacaloriei cu cel de facturare. În aceste condiții, ce le puteți spune celor care sunt branșați la Coltern? Da, se vorbește, dar deocamdată, dacă s-ar face așa ceva, cetățenii s-ar revolta pe bună dreptate că n-ar fi în stare să plătească integral costurile gigacaloriei. Atunci ar trebui desființate toate aceste societăți, da? Pentru că niciuna nu are un cost de producție și transport a agentului termic atât de coborât încât cetățenii să-l poată plăti integral. Peste tot se lucrează cu subvenții. Retragerea abruptă a subvențiilor în România ar conduce, după părerea mea, la o revoltă generală. În Timișoara încă sunt aproape 70.000 de abonați, între 65.000, dar în jur de 65.000 de abonați. Da? Vă dați seama ce ar însemna să ceri pentru 65.000 de familii să plătească dublu față de cât plătesc acum. N-ar putea suporta. Bun, domnule primar, și atunci, de ce nu se încurajează ca decizia privind debranșarea sau rămânerea în sistem să fie luată de cetățenii? În momentul de față, cetățenii sunt descurajați să-și asume riscul între ghilimele de a... Domnul Dancea, este o chestiune de lege. Așa prevede legea la ora actuală, ca debranșarea să se facă numai în anumite condiții. Ce se poate face? Un referendum. Vrem desființarea Coltern? Se face referendum. Dacă majoritatea cetățenilor vor desființarea, se desființează și cu asta basta. Dar constat că, mereu, nu mă refer la ce m-ați întrebat noastră, ci la discuțiile anterioare, constat încă o dată că nereușind ceva care să iasă negativ în gestiunea proiectelor care chiar sunt în jurisdicția mea, mereu încercați să mă faceți pe mine responsabil de problemele Coltern, unde n-am nicio prerogativă, nici una, înțelegeți, nici una. Consiliul local este acționar și are prerogative. Primarul nu e membru al Consiliului Local, prin lege n-are nicio prerogativă nici să schimbe directorii, nici să schimbe organigrama, nici să fixeze prețul, nici să ia alte măsuri. Eu, preocupat fiind ca cetățenul să fie cât mai bine, mă implic, dar mă implic atât cât poate, cât îmi permite legea. Ori vreau să vreți, încă o dată, spun a treia sau a patra oară în această conferință, vreți să conduc eu Coltenul. Domnule primar, pe logica dumneavoastră pe care ați prezentat-o, înseamnă că nu aveți nici
Nu înțelegeți. Fac atâta cât îmi permite legea, prin influența pe care o am, prin prestanța pe care o am. Influență în sensul pozitiv, prin prestanța pe care o am, dar nu prin decizii administrative. Am pretins eu vreodată că am dat vreo dispoziție de reducere a prețului sau de nemajorare a prețului. Haideți să faceți un efort de înțelegere a lucrurilor, că nu e complicat. Dar nu v-am spus asta niciodată. Nu v-am spus așa ceva nici într-un caz. Haideți că dumneavoastră, de când s-a declanșat campania, aveți o atitudine foarte clară, toți, aproape. Aproape. N-am spus toți, ci aproape. Nu îmi spuneți că ne cunoaștem de ani de zile. Și cu asta basta. Fie că nu vă... Am dreptul la opinie. Am dreptul la opinie. Mi-o asum. Ceea ce se întâmplă în presa timișoreană astăzi, vădește în rea credință în foarte multe momente, nu generală. Nu vă convine, nu mai veniți la conferințele de presă, scrieți aceleași neadevăruri pe care oricum le scrieți, în continuare. Și cu asta basta. Dar nu credeți că eu mă umilesc în fața dumneavoastră? Haideți să fim serioși. Veniți cu rea intenție, puneți numai niște titluri care te și crucești când le vezi, din ce minte pot fi generate și așa mai departe. Nu vreau să scrie de bine, vreau să scrie realitățile. Asta cred că trebuie să fac o presă. V-am plătit și o să mă lăudați vreodată? Dar nici să creați orașul, o imagine, nici o legătură cu el însuși. Și mie puteți să-mi creați ce imagine vreți, că eu mă bazez pe imaginea creată de realizările mele, nu de dumneavoastră. Că dacă m-aș baza pe asta, m-aș lăsa de meserie. Penibil, ce punct! Gata! Totul e penibil! Da, bravo! Vedeți-vă de treabă! Ne vedem! Și eu îmi văd de treabă! Nu ne tragem în șireturi când veți avea cariera făcută de mine cu cinste, cu muncă multă, atunci puteți să vă apropiați de șireturile mele. Până atunci, nu pretind respect. Atât. Pretind respect. Și nu vă purtați așa cu jurnaliștii. Dacă hai, domnișoară, că nu prea ai multe în comun cu jurnalismul. Vezi de treabă. Gata.